Solicitările de informații și petițiile se vor putea trimite către autoritatea rutieră română doar online, iar actele necesare privind eliberarea licențelor, a autorizațiilor, a cardurilor tahografice sau a certificatelor se vor trimite doar prin serviciul poștal, cu confirmare de primire. De asemenea, având în vedere situația generată de răspândirea virusului COVID-19, toate programările de examinare practică în vederea obținerii atestatelor sau a certificatelor de pregătire profesională pentru CPI, transport marfă, persoane și instructori auto, se suspende începând de astăzi până în data de 31 martie 2020 și, în funcție de evoluția situației la nivel național, există posibilitatea de a fi prelungită suspendarea programărilor de examinare practică. Și sesiunile de examinare programate conform calendarului de examinare teoretică al Autorității Rutiere Române în 21 și 22 martie se amână, pentru o dată ce va fi comunicată ulterior. În funcție de evoluția situației la nivel național, există posibilitatea de a fi amânate și alte sesiuni programate după data de 23 martie.